Bună ziua! Invitatul interviurilor PS News de astăzi este domnul Valeriu Steriu. Bine ați venit, domnule Valeriu Bună Steriu, ziua, președinte executiv al PMP-ului, parlamentar, specialist în agricultură. Avem multe de discutat. Domnule Steriu, în primul rând o să mă întorc un pic în istorie ca să ajungem la formațiunea pe care astăzi o reprezentați alături de Traian Băsescu. Și am să vă întreb, am să vă reamintesc pentru cititorii noștri și pentru noastră două episoade. În guvernarea Ponta ați fost parlamentar și membru în Comisia de Agricultură. Erați, ca să spun așa, unul din experții acelei guvernări pe problemele respective. La un moment dat i-ați surprins pe toți când ați făcut un pas către Traian Băsescu, să spunem așa, și v-ați dus șeful comisiei prezidențiale de data asta tot pe probleme de agricultură. Ce s-a stat de fapt în spatele acelei schimbări? Poate nuanțăm un pic. A fost o renumire, aș putea spune, pentru că, într-adevăr, înainte de a începe mandatul de parlamentar din 2012, condusesem pentru o scurtă perioadă, înainte a celei de-a doua suspendări a președintelui Traian Băsescu, am condus această comisie prezidențială în perioada când UNPR-ul era alături de aliații domnului președinte Băsescu. A fost o comisie prezidențială pornită de Dacian Cioloș, care apoi a plecat comisar european, rămasă câteva luni fără un conducător, dar cu o echipă de oameni, de specialiști de cea mai bună calitate și care nu a reușit să-și închidă mandatul datorită suspendării. A urmat apoi o nouă campanie electorală în 2012, am reînceput un nou mandat de deputat. Și a urmat o perioadă, aș putea spune, de liniște, de coabitare între PSD, care avea la vremea respectivă, prin premierul Ponta, partea de executiv, și aș putea spune UNPR-ul, care făcea parte din USL, dar a fost o perioadă, aș putea spune, de 6 luni, benefică pentru România, în care această coabitare între președinte și prim-ministru a permis României să facă primii pași buni economici ai vremurilor respective, de după perioada de criză din 2010-2011. În acea perioadă, președintele m-a sunat, îmi amintesc, într-o zi de duminică, întrebându-mă dacă pentru următoarele 3 luni sunt dispus să preiau această comisie prezidențială. Am spus că mă voi consulta cu ierarhii mei superiori, respectiv, la vremea respectivă, președintele partidului și președintele coaliției, Victor Ponta. Amândoi mi-au spus că este foarte bine să finalizăm această comisie, care urma să lase foarte multe proiecte, o viziune pe agricultura României pe următorii 10 ani. Drept urmare, în cele 3 luni am reușit să livrăm un document. Deci ați făcut-o, ca să spunem așa, cu girul conducerii coaliției din care făceați parte. Cred că acest lucru a și dat confortul unei activități foarte bine desfășurate. Dacă aș fi intrat în această comisie, că era o mai mult decât o activitate onorantă să conduci o comisie cu specialiști prestigioși din Academia Română, din învățământ, dar și fermier propriu-zis, această comisie putea lucra doar dacă avea liniștea necesară. Astăzi sunteți totuși într-o construcție politică, să o numim antagonică PSD-ului, de care vorbeam în acele vremuri. Cum funcționează lucrurile astăzi atunci? Funcționează mai bine. Aveți aceeași viziune de atunci, un pic de stânga, să spunem? Sau... UNPR-ul a început în activitatea lui în 2010 ca partid de stânga, care s-a alăturat PDL-ului și a și sprijinit o guvernare de aproape 2 ani până în 2012, alături de primul ministru Boc și o vreme de primul ministru Ungureanu. Dar proiectele principale, care erau cele legate de partea de patriotism, partea de sprijinire a cadrelor militare, partea aceasta de agricultură bine definită, au putut fi menținute indiferent de stânga sau de dreapta, și în 2010-2012 și în 2012-2016. Momentul alegerilor locale din 2016, pentru prima oară când am mers singur aproape în toate județele, ne-a dat totuși de înțeles care este puterea noastră în a continua activitatea echipei care constituia acest partid. Am realizat că suntem totuși sub prag și am căutat un partener alături de care să mergem mai departe cu acest proiect. Evident, prima dorință a fost să mergem sub forma unei alianțe și să păstrăm identitatea partidului. Toate aceste demersuri s-au făcut foarte transparent și foarte deschis între colegi. Toate organizațiile spuneau, hai să încercăm cu PSD-ul. Oferta venită după alegerile locale din partea PSD-ului a fost
n-a fost o ofertă confortabilă pentru colegi. Am continuat negocierile cu PNL-ul, la fel nu am obținut ceea ce ne doream, mai bine spus, lucrurile chiar s-au dus într-o direcție spre un refuz de al ambelor părți și în acel moment, începând o vară în care de obicei activitatea politică scade, am considerat că este necesar să pornim totuși un proiect de fuziune, un proiect de fuziune pe principii cât mai egale, ne-am propus noi, și acesta a venit de la Traian Băsescu în PMP. Am considerat că este o oportunitate, s-a transformat totul într-un proiect foarte rapid de fuziune, cred că a fost poate cea mai rapidă fuziune a două partide mari din ultimii 20 de ani, două congrese separate, un congres comun și din acel moment, într-adevăr, timp de 3 luni, o așezare pe organizații, pe tot ce înseamnă județe, transformată foarte rapid în construcția unor liste electorale pe aceste organizații, astfel încât să ne atingem scopul de toamnă. Un singur episod din trecut aș vrea să mai clarificăm înainte de a ne focusa pe PMP și de planurile sale electorale. S-a lăsat impresia în aceeași perioadă a guvernării Ponta de care vorbeam că ați avut o relație, hai să-i spunem, tensionată, poate, sau de natură mai puțin firească, cu tată-socru, cu Ilie Sârbu. Este adevărat? Și dacă este adevărat, a fost acesta motivul pentru care ați fost așa mai puțin implicat în alianța asta cu PSD-ul noastră personal, mă gândesc. Personal, în primul rând, de la Ilie Sârbu am învățat aproape tot ce înseamnă etapa mea de ucenicie politică, dar și tehnică. Am fost secretar de stat alături de dânsul 3 ani și jumătate și am făcut, cred că, poate cea mai bună echipă din ultimii ani în Ministerul Agriculturii, împreună cu încă mai mulți colegi, echipa care de altfel a și reușit să ducă România agricolă în Uniunea Europeană. Mai departe am fost chiar foarte buni, aș putea spune, amici, o vreme când niciunul nu mai eram atât de sus politic și poate a fost o perioadă mai mult decât bună de a finisa aceste calități politice pe care dânsul le-a arătat de-a lungul anilor. Lucrurile, să spunem, au putut să meargă într-o zonă divergentă în momentul în care în 2009 am dorit amândoi și dânsul și eu funcția aceea de ministru al agriculturii. Am reușit să trecem peste acel moment și pot spune că 2009 a fost un an în care împreună am încercat să susținem candidatul la președinție al PSD-ului la vremea respectivă, ajungând însă la finalul anului 2009 spre o zonă de congres în PSD, în care într-adevăr noile așezări m-au pus într-o postură mai dificilă de a continua politic la un nivel de vârf în PSD și tocmai de aceea am fost atras de noul proiect. Deci să spunem că n-a fost un conflict, a fost doar o răceală, să spunem. O răceală, aș putea spune, niciodată o divergență de idei. A fost din partea mea în primii ani chiar o admirație și un respect deosebit. Nu ne-am certat vreodată, n-am avut o opinii separate radical și din toate punctele de vedere rămân recunoscător pentru ucenicia și pentru felul în care am pornit în politică venind dintr-un simplu fermier așa cum eram în anii 90. Sunteți unul din politicienii obiectiv realiști și pentru lucrul ăsta vă apreciez. Motiv pentru care am să vă rog să-mi spuneți estimarea concretă și reală a dumneavoastră cu privire la rezultatul PMP-ului din decembrie și pe București, cât și la nivel de țară. Ceea ce privește Bucureștiul, chiar sondajele ne dau, să spunem, un optimism vis-a-vis de rezultat. Rezultatele aproape în toate sondajele arată că prezența lui Traian Băsescu pe liste ne duce peste 10% și am vrea să avem același scor și la nivel național. La nivel național sunt în clipa de față încă județe în care chiar însumarea rezultatelor din locale nu duce mai sus de prag. Cu toate acestea, faptul că fuziunea s-a încheiat în timpul verii și au reușit cât de cât echipele să pornească împreună deja pre-campania, ne dau speranță că în toate județele să avem peste 5%, cu vârfuri spre 10%, ceea ce ne duce undeva în așteptări de a avea undeva peste 40 de parlamentari după alegerile din 11 decembrie. Limbajul PMP-ului, cel puțin până în momentul de față vizual, se poate suprapune oarecum cu limbajul lui Traian Băsescu, în sensul că este cel mai vizibil personaj în această perioadă. Aș vrea să-mi spuneți cum se reflectă acest lucru în listele pe care sunteți pe cale să le încheiați zilele acestea pentru parlamentare.
Dacă la momentul fuziunii prioritar a fost să ținem un echilibru între organizațiile UNPR și organizațiile PMP, deci la acel moment chiar protocolul spunea ca procentul să fie 50%-50%, momentul alegerilor și construcția listelor ne-a dus mai degrabă ca prioritate absolută să fie numărul de voturi pe care îl obținem cu fiecare candidat. Și din acest punct de vedere ne-am uitat mai mult la ce a produs fiecare candidat la locale, dacă vorbim de cei care doresc să meargă și la alegerile generale, de asemenea la estimările unor candidați care au venit ulterior fuziunii și sunt câteva județe în care efectiv organizațiile și mai departe cei care deschid listele sunt oameni veniți ulterior și nu au fost nici membrii PMP sau membrii UNPR. Deci construim puțin diferit lista de candidați, gândindu-ne în primul rând să avem aproape în fiecare județ peste 10-12 mii de voturi, atât cât îți trebuie să intri în discuțiile pentru a avea deputat sau senator. Să facem un joc al imaginației și să presupunem că ați intrat în Parlament și aveți două propuneri, una de la stânga, una de la dreapta, pentru a intra la guvernare și a forma o coaliție. Traian Băsescu provine din vechiul PDL, noastră ați susținut guvernul PSD, ați avut legături cu PSD-ul, deci cu zona de stânga. Cum va fi această discuție și care credeți că va fi până la urmă opțiunea finală în ipoteza respectivă? Fiind un partid de dreapta, PMP-ul, evident, a face o guvernare de dreapta este prima opțiune și a ne asocia pe ceea ce înseamnă proiecte susținute de PMP, aici vorbim de proiectele legate de infrastructură, de sănătate, de educație, dar în primul rând de investiții și de utilizarea în totalitate a fondurilor europene, sunt cele care ne dau direcția spre care vrem să mergem. Evident, am preferat să fim parte într-un guvern de dreapta, bine așezat pe proiecte și pe principii. Că vom continua și proiectele începute de UNPR pe partea stângă și sunt câteva, sperăm să se transforme deja în legi, cele legate de primul loc de muncă, construcție de grădinițe, sunt câteva proiecte care efectiv ne-au dat identitate în zona de sprijin pentru cadrele militare. Acestea vor rămâne pentru că echipa de care spuneam provenită din UNPR și în care găsim peste 30 de parlamentari sunt oameni în special născuți în partea aceasta a legislativului, nu neapărat în administrația locală, va continua cu idei de stânga, va avea pe lângă ceea ce unii dintre ei poate au și trăit ca antreprenori sau ca oameni care au preferat zona de dreapta în activitatea de zi cu zi, însă au îmbrățișat în cariera politică o centralizare și o reprezentare a ideilor pe partea stângă, așa cum a fost în ultimii 4 ani UNPR-ul perceput. Care este opinia dumneavoastră cu privire la, să-i spunem, mărirea și decăderea lui Gabriel Oprea? Ce credeți că s-a întâmplat și a generat toată această schimbare în viața fostului șef al UNPR-ului? Gabriel Oprea a născut partidul acesta, UNPR, și l-a născut bine, l-a pus pe principii absolut, aș putea spune, corecte de funcționare. Dar nu neapărat principiile politice. Provenind din zonă militară, valorile militare s-au regăsit permanent, cele legate de disciplină și de corectitudine politică. Într-un peisaj dificil, din ce în ce mai dificil, în care nu neapărat onoarea și partea aceasta de a-ți da cuvântul în anumite proiecte este uneori valoroasă și pot spune că din punctul acesta de vedere a intrat într-o zonă în care dorința de a-și respecta principiile a fost mai mare decât dorința de a face compromis în politică. Evident, acest lucru a generat și un recul din partea adversarilor din politică, care a speculat niște vulnerabilități lăsate în toată perioada și, din păcate, aceste vulnerabilități au fost amplificate pentru că în partea de comunicare au existat anumite deficiențe. Tot ceea ce a fost vulnerabil a fost poate amplificat și dus într-o zonă în care, într-adevăr, era greu să mai recuperezi politic partea de imagine și de a-ți pune pe masă lucrurile bune pe care le-ai făcut. Și să știți că sunt foarte multe lucruri bune pe care Gabriel Oprea le-a făcut. Domnule Steriu, înainte de a ne muta la partea fulger a interviului nostru de azi, pe care v-am explicat-o, 5 întrebări, 5 răspunsuri rapide, mai am o singură curiozitate. Eu știu răspunsul, dar cred că și publicul PS News ar fi interesat să-l afle. Ați lucrat vreodată cu Dacian Cioloș? Paradoxal, nu.
Am avut o foarte scurtă colaborare, eu secretar de stat și dânsul reprezentant al delegației Comisiei Europene pe probleme de fonduri europene agricole, cred că vorbim de anul 2002, în care pentru 6 luni ne-am întâlnit de câteva ori față în față. De atunci ne-am intersectat ori în serie, ca să spun, ca inginerul, eu după dânsul sau dânsul după mine, cum vorbim de Comisia Europeană, sau dânsul în Ministerul Agriculturii, a venit 2005-2008, minister din care eu plecasem. Cu toate acestea ne-am întâlnit foarte des, în foarte multe ședințe, și încă o facem ori de câte ori avem nevoie sau am nevoie să aflu de o opinie a guvernului, pentru că rămâne un om deschis în a cere opinia chiar și a adversarilor politici, așa cum ne poziționăm astăzi. În perioada de care vorbeați că v-ați suprapus, a existat un, să spunem, subordonare unul față de celălalt, sau, nu știu, celălalt, domnul Cioloș să vă fie consilier? Nu, sau nu ne-am fost niciodată. Ar fi putut să fie la un anumit moment, dacă în 2004 situația era alta din punct de vedere politic, iar eu aș fi început un nou mandat la Ministerul Agriculturii, pentru că a fost momentul în care și Dacian Cioloș a ajuns în calitate de consilier în Ministerul Agriculturii. Am fost, înainte de toate, pot spune, 2 specialiști în zona agricolă și care ne-am completat în idei ori de câte ori a fost nevoie. Am avut aceleași opinii vis-a-vis de potențialul agricol al României, de politicile agricole, și am apreciat cariera pe care a pornit-o pe această zonă și ulterior transformată într-o carieră politică. Ok, vă propun atunci să mergem pe ultima parte, interviul fulger. Prima întrebare a acestuia ar fi: care credeți că a fost cel mai bun premier al României post-decembriste, și să și argumentați cât se poate de scurt? Adrian Năstase, și o spun cu toată responsabilitatea, pentru că pe mandatul lui România a crescut economic, a intrat în Uniunea Europeană, sau cel puțin a terminat negocierile, și tot ceea ce înseamnă NATO. Că au fost și alte probleme din această guvernare izvorâtă, ulterior acestea au fost plătite în ceea ce înseamnă justiție. Vă puteți uita astăzi în ochii românilor și să le dați asigurări că Gabriel Oprea, pe care mulți îl urăsc într-un fel sau altul, ca urmare a cum l-a prezentat presa și cum l-a arătat și DNA-ul până la un anumit moment încoace, nu mai are niciun fel de influență în formațiunea, o parte din formațiunea pe care o reprezentați astăzi? În Partidul Mișcarea Populară, cu siguranță, influența este aproape de zero. În ceea ce înseamnă relația interumană cu foști colegi, este în continuare un om care se vede cu colegii mei, cu foștii mei colegi, și cu siguranță se mai sfătuiesc. Eu personal n-am mai reușit în ultimele luni, fiind o activitate politică foarte, foarte intensă, să am acest tip de întâlnire, însă sunt convins că am destul de mulți colegi care au reușit în ultimele luni, într-un fel sau altul, să-l mai contacteze. Ați anticipat un pic răspuns prin răspunsul noastră anterior și pe cel de la această întrebare. Vreau să spuneți dacă în perioada aceea scurtă în care v-ați intersectat cu Dacian Cioloș, puteți spune că ați avut ceva de învățat de la dânsul, sau dânsul, dacă credeți că a avut ceva de învățat de la dumneavoastră? N-aș putea spune că ne-am învățat unul pe altul, suntem din aceeași generație, avem cumva educația similară și profilul mai degrabă tehnocrat decât politic. Nu sunt elemente. Și astăzi ne vedem, dânsul are direcția politică pe zona executivă, eu am fost în ultimii ani mai mult pe legislativ. Din acest punct de vedere este foarte greu, pentru că aspirațiile spre parlament ale dânsului sau ale mele spre executiv sunt aproape zero în clipa de față. Dacă ar fi să mergem să gândim ca în istorie cu celebra sintagma regerea răului cel mic, care credeți că ar fi pentru români astăzi răul cel mic? Victor Ponta sau Liviu Dragnea? Niciunul dintre cei doi nu cred că pot oferi în clipa de față României ceea ce îi trebuie. În clipa de față România are nevoie de un proiect de țară la modul real, o dezvoltare pe care ultimii ani, la care în ultimii ani și Liviu Dragnea și Victor Ponta ar fi putut să aibă un cuvânt de spus. Din păcate, cu foarte mici excepții, lucrurile nu stau într-o chestie, într-un rezultat spectaculos, așa cum spuneam mai devreme, l-am înregistrat la începutul anilor 2000.
România poate să facă mult mai mult din toate punctele de vedere, și economic, și vis-a-vis de partea aceasta care rămâne o aspirație de unire cu Moldova și nu mi se pare un vis, trebuie doar să găsim căile cele mai bune să o facem cât mai rapid. România trebuie să-și propună niște ținte mult mai sus în clipa de față, pe care ultimii ani, din păcate, nu au arătat că reușim un astfel de obiectiv. Și în fine, ultima întrebare e o știre pe care o așteaptă toată lumea. Candidează sau nu candidează Traian Băsescu pe liste la București? Candidează pe liste la București. Domnule Seriu, la obiect rapid, am făcut și testul în timpul util. Vă mulțumesc și vă aștept cu drag de câte ori găsim subiecte comune de dezbătut la PS News. Mulțumesc mult și eu!